Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere. Cred că de mâine poimine încep să fac și pentru Iulie. La alegere despre ce simte, ce gândește, ce intenționează și ce face până la urmă. Că știți că sunt diferențe între toate cele poziții. Aveți de ales între numărul 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Vă puneți pauză și vă gândiți. Eu, apa, eu o să-mi pun setul de cărți deoparte. Și pe doi. Și începem cu numărul 1. Înainte să desfășor, cum făceam încă de la începutul acestui canal, o variantă destul de faină, vreau să vedem totuși despre cine vorbim. Ha! Câteva detalii despre persoana despre care vorbim, cei care ați ales la numărul 1. Câteva detalii despre persoană. În general, să vedeți, recunoașteți? 6 de bâre. Despre persoană. Câteva detalii despre persoană. Cred că sunt două. Da. Două variante. Interesant. Între voi situația este moartă. Dar nu înseamnă că este... Știți voi, moartea nu e finalul finalului. Este doar o trecere. Este o transformare. Puteți, dacă vreți, să treceți într-o nouă realitate. Într-o nouă etapă a relației voastre. Într-o nouă dimensiune. Într-un nou format. Da? Reset. Trebuie să vă resetați, eventual, relația. Ați avut de-a face, doamnelor, sau poate și domnilor, în fine, unul dintre voi a fost foarte, foarte încăpățânat, extrem de încăpățânat, eventual concentrat pe familie sau pe carieră sau pe și una și alta, familia lor, reprezentând ori mamă, tată, eu știu, rude, ori soție, copii, soț, copii, da? Și carieră. Nu știu acum voi dacă faceți parte din cele două sau nu. Oricum, acest personaj, oricum a fost înainte, ar trebui să se transforme. Stai ce aici? Avem 2 de 6. Da, mă, sunt 2 de 6 de bâte. În toate seturile apar cărți în plus. Sunt 2 de 6 de bâte. Voi, unele doamne sau energii feminine, ați venit cu o vibrație inspirantă. Regina de bâte și 6 de bâte. Se pare că sunteți aici. O personalitate care inspiră, care alină. Aici ați venit alături de 6 de bâte și regina de cupe. Nu doar regina de bâte, sunteți creative energiile feminine. Că puteți să fiți bărbați în energia feminină, da? Cine în energia feminină este o energie creativă, plină de încredere, de ambiție, de speranță, de optimism. Și în acest moment aveți și, sau poate că sunteți mai nou priviți de acest personaj și cu niște calități speciale de vindecător, de... Da. Aveți empatie. Aveți empatie. Aici vreau să ajung, da? Aveți empatie. Cealaltă persoană, cred că aici este împăratul, pentru că apare sub forma de 4. Da? 4 și 8. Și iar transformarea 8, că vorbim de transformare, da? Casa scorpionului, casa 8 a sexualității, dar a banilor și nu doar a banilor, a renașterii. Acest personaj a fost extrem de analitic și de pasiv. Aici e latura lor încăpățânată, dar trebuie să-și deschidă al treilea ușă și să vadă posibilități, noi posibilități de exprimare, de relaționare cu voi. Oricine ați fi, membrii ai familiei sau în afara familiei, cunoștințe, prieteni, iubiți, eu știu, iubite, terțe părți. Însă, până acum, rămâne de văzut de acum încolo. Aici este împăratul, da? Vedeți că sunt energii care stau, sunt forțate de natură să se transforme. Rămâne de văzut dacă vor transforma.
În primul rând și în primul rând felul în care gândesc. Probabil că n-au găsit soluții și încă stau și caută, search, sunt pe search, se învârte, știți voi, Google, când dați pe Google, caută-mi cu tare informații. Încă n-au găsit, dar trebuie să-și găsească o nouă viziune despre viață, despre ei, despre relațiile lor cu ceilalți, despre relația lor cu voi, așa mai departe. Interesant, cavalerul de cupe, 7 de cupe. Posibil că visează la voi să vă întâlniți, să aveți momente frumoase împreună. Poate că visează cum ar fi să fie romantic, un împărat romantic. Probabil că e un vis abstract. Rămâne de văzut dacă poate, sunt un pic cam ironică, dacă poate fi realizat. Ha. Numărul, ce simte, ce gândește, ce realizează, ce intenționează și așa mai departe. Ha. Formatul clasic. Iar, vedeți că se oprește tot aici? O dată, de două ori, de trei ori. Ce simte? Măi, acest personaj este super, super, super îndrăgostit, îndrăgostită de voi. Soarele. Simte... Hai, ia să vedem ce expresie găsim, așa, nu știu. Când se gândește la voi, când vă vede... Se trezește copilul interior în ei, începe să, sufletul lor începe să țopăie, da? Soare în suflet, exact ce simte, soare în suflet, cum zic și eu. Soare în suflet, începe să țopăie, să vadă în culori, dacă până să vă întâlnească pe voi, sau chiar și într-o zi, să zic, sau după un timp, nu vă întâlniți, da? Și încearcă să evite gândul către voi. Până atunci vede monocrom, când se gândește și când vă simte și când intră vibrația voastră și mai ales când vă vede, vede nu bicolor, în toate culorile. Ce simte, ce gândește, ia uite-l, da? Ce simte, ce gândește, că trebuie să fie în control, domnule. Domnule, eu sunt bărbat serios sau femeie serioasă, nu pot, trebuie să fiu în control. Am o familie, am o carieră, am o... Am un fotoliu rotund în care pot să stau și să aștept. Destul de pasiv e acest împărat. Eventual se gândește cum să fac următoarea mișcare. Nu știu dacă îi place șahul, dar îi place să manevreze situațiile fără prea mult deranj fizic, aș spune. Uf, ce simte, ce gândește, cum acționează justiția. De fapt, ce intenționează, pardon, scuzați-mă, de ce simte, ce gândește, ce intenționează și apoi cum acționează. Da? Ce simte, ce gândește. Interesant. Până acum aveți aspecte în zodia leului, deși soarele nu înseamnă doar zodia leului, soarele înseamnă orice poziție a soarelui într-o casă vibrantă. Într-o casă vibrantă. Că dacă e în casa a 12, poate să fie zodia leului toată ziua, dar nu o să apară soarele. Da? În fine, deci avem soare berbec, nu, leu berbec, eventual taur, unii mai zic și taur, balanță. Ideea este că intenționează să-și găsească echilibru. Ideea este că, vai ce interesant simt, privind la voi, își vede varianta pozitivă, varianta luminoasă. Dacă ar fi să se alimenteze din energia voastră și să se lase inspirată de energia aceasta solară, ar manifesta varianta sa pozitivă. Dar posibil să fie în alte relații în care manifestă varianta sa negativă. Și aici trebuie să se echilibreze. Că până a ajuns să manifesti varianta ta pozitivă, îți trebuie ani de zile, dar măcar din când în când, să nu fii tot timpul în energia aceasta statică, trebuie să mai și acționezi. Interesant că în aceste de cărți... Care era ideea? Așa, asul de spade este pe orizontal, nu se comunică. Și nu că nu se comunică, există un blocaj în comunicare, asta îmi sugerează acum această carte. Și vă rămâne la îndemână doar comunicarea telepatică de la suflet la suflet. Dacă vreți. Acum cum acționează? 4 de băte. Probabil că stă pe lângă familie, încearcă să pară fericit, fericită. Ia, ați vedeți care se le vede și soarele? Hai să fac așa. Să le vedeți. Încearcă să pară fericit. O să și clarific 4 de băte.
Ar putea să fie să-și dorească să se întâlnească cu voi, să vă scoată la o plimbare, la un eveniment. Rămâne de văzut. Dar până una alta, fiind 4 și 4, probabil încearcă cum acționează cu justiția. Dacă e și căsătorit împăratul și justiția, posibil să fie căsătorit sau cu niște contracte importante, cum acționează. Ar putea să posteze pe Facebook, ce, pe alte spații virtuale, că e foarte fericită cu prietenii, că are activități grozave, dar... Rămâne de văzut. Ce susține relația dintre voi? Deocamdată visează. Ce susține? O să clarificăm și ce stă împotriva relației. Interesant. Ce stă împotriva relației? Faptul că a apărut îndrăgostiții la blocajul, să zic, blocajul relației, arată că, într-adevăr, ei mai sunt într-o relație. Clar sunt îndrăgostiți, da? Sunt îndrăgostiți de voi. Dar mai e un personaj. Probabil personajul cu care e căsătorit, căsătorită, sau un fost, o fostă, sau un nou, o nouă, da? Ideea este că trebuie să aleagă între voi și altcineva. Asta este blocajul. Aici stăie. Da? Și ce permite, cum să zic, ce susține? Ar spune, măi, ce susține această relație în acest moment, o să clarific. Ce înseamnă 7 de cupe? Știu. Ideea este că 7 de cupe înseamnă opțiuni. În primul rând, voi să nu vă lăsați fixați, să nu rămâneți fixați sau fixate pe acest personaj, să vă concentrați și pe opțiunile voastre. Probabil că acest personaj învață să viseze. Dacă tot e îndrăgostit, să viseze. Și visând, intră în vibrația voastră și îi ajută să se detașeze de niște umbre, de niște personaje ciudate. Ce reușește să facă? Nimic. Nimic mare scofală, cred că asta a făcut de când știți voi. 7 de spade, să fugă. Să fugă. Nu vedeți că și în fața soarelui își pune glugă. Deci în fața voastră își pune glugă, se ascunde. Se ascunde în fața voastră. Fuge de comunicare. Fuge de asumarea emoțiilor. Asta e. 7. Asta face. Deocamdată asta e. Intenționează să fie corect, dar până la urmă nu e. A, știți cum e. Până la urmă, la capătul setului de cărți, 10 de monede. Da, este o căsătorie prin preajmă. O familie, dacă nu e căsătorie, da? Familia reprezentând, eu știu, un grup de prieteni, rude, colectiv, un sistem de gândire educațional, religia în care a fost născut, cultura, da? Educația. Diferență de educație. În fine, variază de la om la om. Asta este. Și apare asul de bâte. Este în plus asul de bâte. Ideea este că dacă până acum a fost în plus acel as de bâte, posibil intenția este, își dorește acest personaj și-ar dori, știți, visează, știi? Vrabia mălai visează pentru unii. Și-ar dori în acest nou capitol, pentru că nou capitol înseamnă renaștere, da? Moarte, renaștere. Eliberându-se de blocaje, vedeți? 8 de spade. Aici sunt ei, clar. Aici sunt ei, 8 de spade, în blocaje. Blocaje mentale. Nu știu ce să facă acasă, nu știu ce să aleagă, nu știu, pentru că ei n-au încredere în emoțiile lor, în ceea ce le spune sufletul. Așa, în acest nou capitol, pentru că voi ați încheiat capitolul, se poate iniția ceva. Își dorește eventual să vă întâlnească, să aveți un moment frumos, visează, am zis, susține, visarea asta ajută la materializare, dar deocamdată ei nu o să facă mare lucru. O să clarific, dar nu cred. Da? Și ar dori în acest nou capitol să fie căsătoriți cu voi. Dar, repet, vrabia mălai visează, rămâne de văzut încât, dacă vreți voi, și rămâne de văzut dacă se va materializa, pentru că acest împărat este pasiv. Agresiv-pasiv. Interesant, s-a oprit la 7 de cupe. Clarificatorii, ia uite, și 7 de spade. 7-7, da? Nu, se reține, își reține pasiunea, ia uite, justiția de două ori. Balanța, să zicem. Da, dacă este
într-un contract, de orice natură ar fi, poate să fie și contract karmic, chiar dacă nu-i semnat, înțelegeți, relații karmice care atârnă sau responsabilități sau cine știe ce lucruri, acest personaj nu știe să, nu știe să facă diferența între cupițele de până acum și marea cupă, asul de cupe, care a fost aici, la regina de cupe, la regina de bute pe care am văzut-o mai devreme. Se abține și reține pasiunea, dar dacă își reține, ar trebui să se și transforme. Deocamdată rămâne de văzut cât timp îi trebuie să se transforme. Voi știți că până acum a creat confuzii prin faptul că s-a ascuns. A ascuns faptul că simte, a ascuns faptul că se bucură, a ascuns faptul că poate, eu știu ce situație are acasă, nu știu. Hai să vedem, clarificăm. Cât am vorbit. Fuguța, soarele. Hai să clarificăm. Soarele? Ce simte față de voi, soarele? De fapt, ia să tăiem. Hai să tăiem. Odată. Aici sunt niște mesaje. Ia uitați-l. Tăcere din cauza unei familii. Responsabilitățile acasă îl rețin și trebuie să tacă. Despre, să nu vorbească despre ele. Dar familia, într-un fel sau altul, interesant, ce ar mai fi în secret? Am zis în secret, pentru că sunt mai multe variante de interpretare. În secret, eremitul poate să fie și secret. În tăcere. Caută lumina și își doresc. Ca odată ce își găsesc lumina, steaua, vindecarea, să se poată căsători cu voi. E un vis. E un vis. Dar pentru asta trebuie să transforme foarte mult. Ia uite, să o ia de la zero. Rămâne de văzut deocamdată. Încă nu a ales. În calea blocajelor sau în calea relației, blocajul este această carte. Foarte importantă. Cartea alegerilor importante în dragoste. Nu ține nici de bani, dar în dragoste, mai o altă relație. Hai să tăiem și să vedem. Cum le-a așezat Duhul? Ia, uite ce simte, simte, știe că trebuie să aleagă stoale, știe că trebuie să aleagă bâta învingătoare, știe că trebuie să vină înspre voi că e o distanță, știe că trebuie să lase relația care îl ține sau o ține pe loc. Știe. Asta simte. Simte că e cazul. Dar ce gândește? Gândește că ar cam trebui să se ridice un pic. Și următoarea mutare ar fi, ce? Calul. Interesant. Apropo de șah, da? Calul în formă de L. Nu știu ce ar putea să fie L-ul ăsta pentru voi, că știți că așa se mișcă la șah căluțul. L. L. Love. Nu știu. Sau poate o fi love. Lovers. Da, lovers. Următoarea mișcare ar fi să aleagă și să vină spre voi să exprime ce simte. Pentru că până acum, am zis, Nu a exprimat, voi știți, a creat confuzii, a preferat să viseze și în continuare visează intențiile. Intențiile, da. Probabil că vor să se deslege dacă sunt, iar a treia oară când apare 8 de spade, dacă sunt acasă sau într-un contract care îi leagă, zic ei că îi leagă, da, sau această căsătorie pentru a unora, nu a tuturor, repet, a unora, dacă sunt într-o căsătorie, se simt legați. Eventual știu că sunt manipulați și au început să-și dorească eliberarea. Văd umbrele acelor suflete cu care până acum s-au legat. S-au legat la cap, la ochi, la mâini, la... Ce intenționează? Să-și găsească echilibru mental. Deocamdată acești oameni știu că trebuie să se transforme ei, să se vindece ei. Știu că problema e la lor, la ei, pardon. Cum acționează? Interesant, 8 de cupe și 4 de bâte. Probabil că vor să se detașeze de o chestiune de acasă. Probabil. 8 de cupe. Cum acționează? Da. De cupe. Sunt acțiunile lor. Da. Vor să-și descopere soarele interior.
Pentru că asta au văzut la ei, la voi, pardon, asta au văzut la voi și voi inspira să-și descopere cele nouă cupe, da? Dragoste față de ei înșiși, respect față de ei înșiși. Au mult de făcut. Ia uite ce susține, schimbarea, interesant ce susține. Acum înțeleg de ce a venit șapte de cupe. Decât să stea, să aleagă, să se ocupe de alte opțiuni, opțiuni însemnă nu doar familie, înseamnă și job, și, eu știu, părinți, și prieteni, și poate și alte personaje, și alte tentații variază. Inclusiv visarea față de voi, da? Sau la voi, despre voi. Ce susține, scuzați-mi, schimbarea. Trebuie să iasă din această energie pasivă și să acționeze. Singura acțiune pe care o fac deocamdată este detașarea emoțională de niște chestiuni de acasă. Ce blochează? Interesant. Poate bârfele. Bârfele influențează discernământul, pentru că aici sunt alegeri și apare valetul de spade. Poate că vă urmăresc. Și adaugă la ce șapte de cupe mai multă confuzie. Și își amână deciziile, își amână planurile. Planul ar fi, știu, simt, sufletul îi cheamă înspre voi. Dar. Acești oameni stau mult timp în blocaje mentale, rămâne de văzut în cât timp vor învăța să acționeze corect. Vorbind de cineva cu marcaj puternic în semne de aer, ceva foc, da? Și poate anumite aspecte în semne de apă, aspecte, variază. Poate să fie ascendent, poate să fie lună, poate să fie Venus, da? Care le permite să fie emoțional, dar care până acum nu le-a permis pentru că ei au sufocat acea latură emoțională a lor. Până la urmă ce reușesc să fac? Ia uite, conflicte interioare. Deocamdată ascund faptul că au conflicte, nu doar interioare, clar cu această transformare. Vine sau stă, stă în aceste blocaje sau manifestă dreptate față de voi. Echilibru, da? Că altfel dacă nu manifestă dreptate față de voi, va manifesta viața karmă față de ei. Dar deocamdată ascund faptul că au conflicte interioare, că se transformă, că nu știu, încă sunt în căutare. Poate au gelozia acasă de care vor să se îndepărteze 4 și cu 5, da? Poate au alte, eu știu, la locul de muncă. Dacă un loc de muncă important, cumpăratul, probabil și acolo e concurență pentru care trebuie să se lupte și asta distrage atenția și nu vor să spună, da? Dar, deocamdată se zbat. E o zbatere interioară despre care nu știți. Își pun gluga pe ochi, ochelarii de soare și, eu știu, asta e. Cască. De protecție, eventual. La capătul setului de cărți, luna confuzii. Ce poate fi? Da, știu, ei știu că trebuie de aute. Știu că n-au fost corecți, au cărdat atenție și altor persoane, nu doar vouă, și asta va consuma și pe unul și pe celălalt, și pe ei și pe voi. Știu că au multe responsabilități, dar asta nu i-ar opri să spună niște scuze. Rămâne de văzut dacă se vor manifesta vreodată aceste scuze. Deocamdată sunt într-o energie destul de confuză, în frici. Trebuie să-și trateze umbrele. Am zis, umbrele. Au de lucrat cu umbra lor. Și am văzut eremitul, sunt în noaptea întunecată a sufletului. Au foarte mult de transformat în ei. Hai să vedem. Dacă de la început, de când prezint primele cărți, nu rezonați, puteți să alegeți alt număr. În principiu, am încercat să fim cât mai clar. Cei care ați ales numărul 1, nu uitați că aceste energii se schimbă uneori de la săptămână la săptămână, nu mai zic că de la lună la lună. Aici cățărica mea, s-o las așa. Sper că v-a fost cu folos. Și vă doresc numai bine. Să strâng și eu cărțile, le pun deoparte și acum vorbim despre numărul 2. Cei care ați ales numărul 2. Ia să vedem, e ceva la capătul setului de cărți, 5 de spade, bârfe,
lupte, conflicte mentale, mai sunt alte persoane pe lângă personajul la care vă gândiți. Multe persoane. Acest personaj nu arată ce gândește, pentru că probabil că este frică să nu fie judecat. Da, în primul și în primul rând ascunde faptul că ar veni înspre voi valetul de bute, ar veni. Își cam face un soi de planuri. Ar veni spre voi, interesant? Da. Să comunice, vrea să comunice valetul de monede și valetul de bute. Dar deocamdată, așa simt, sunt niște conflicte legate și de planurile acelea de a veni spre voi. Interesant, s-a deschis, vedeți și voi, înspre regina de cupe și ce mai e aici? Șase de cupe. Legătură profundă între voi, telepatică. De ca și când vă știți din alte vieți. Multă dragoste, multe emoții. Însă ceva apare. Ia uite, moartea. A fost iar o separare și între voi. Hai să vedem situația. Să vedem despre cine vorbim. O carte, două, trei. Eu știu, despre personajul în cauză. Curățăm cărțile. Despre personajul în cauză. Ia să vedem personajul în cauză. Judecata. Interesant. Magicianul, interesant, vrea să renască, vrea să manifeste ceva nou. Probabil, am zis, s-a încheiat și la voi situația dintre voi. Vechea poveste, vechile, eu știu, capitole sunt gata, consumate, citite, răsfoite, dar nouă de spade. Să renască eventual din griji, să sperăm că nu sunt noi griji, să sperăm că renaște din griji. Probabil că între timp vă mai și spionează. Eu știu, din când, deci magicianul, da. Interesant. Da, își dorește foarte mult să manifeste. Ia uite ce? Regina de cupe. Unul dintre voi sunteți semn de apă obligatoriu. Semn. Și când vorbesc de semn, nu mă refer numai la zodie, cât poate aveți ascendent. Puteți să fiți semn de aer, să aveți ascendent în semn de apă și să manifestați latura emoțională mai mult decât cea mentală. Dau un exemplu, da? Ideea este că avem iar apă-aer. Dar, la capătul setului de cărți, uite, separare între voi. Ia, uite. Au fost și minciuni. Da, cineva a ascuns. Luptele interioare, dorul de voi, lacrimile și atracție extrem de puternică între voi. Regele de bute. Extrem de puternic. Acest personaj este foarte efervescent, foarte pasional. Dar ceva s-a întâmplat. Ori o distanță, ori niște chestiuni, bârfe și alte situații, da? S-a dărâmat o construcție veche sau v-ați separat ca să vă regăsiți, eventual, transformați. Și regina de cupe. Dar în această separare care a fost, cu siguranță a fost între voi o separare, cât timp variază de la om la om, acești oameni au descoperit că au emoții profunde, regina de cupe. Da? Și în continuare aceste emoții lucrează. Lucrează în subtil, în... în nevăzut. Și asta îi ajută, aceste emoții îi ajută să se transforme și participă la dorința aceasta de a renaște și de a manifesta ceva nou. Dar sper să renască din griji și să nu fie acest nou de spate alte griji cum să manifeste. Pentru că n-au făcut nimic. Se învârt în cerc. O renunță la griji, ori manifestă altele noi. În fine. Hai să vedem. Numărul 2. Ce simte, ce gândește, ce intenționează, cum acționează, ce susține relația? Ia uitați, în timp ce vorbesc, da, diavolul și puterea. 15 și 8. Poate unii, nu știu de ce, poate există cineva născut pe 15, 8, nu știu. Ideea este că e o relație karmică, eventual. Sunt niște situații toxice, sunt niște adicții care stau în calea întâlnirii dintre voi. Dar voi sunteți puternici și prin empatia pe care o aveți, chiar, repet, și de la distanță, chiar și de la distanță, îi ajuta să se transforme. Rămâneți văzut în cât timp, pentru că transformarea asta, dragii mei, odată, poate să ține și ani, două ori. Ia uite, nouă de spade, iar grijă.
Numărul 2, ce simte, ce gând. Ah, asta vrea să apară? Ar vrea să vină să comunice emoțiile. Așa a fost să fie. Extraordinar, interesant. Ce simte? Valetul de cupe. Ați văzut? Așa a fost. Valetul de cupe. Simte multă drăgălășenie față de voi. Își dorește din tot sufletul să comunice emoțiile pe care, da? Mama de cupe și valetul de cupe. Probabil că ei se simt mai... Simt că sunt imaturi, conștientizează. E o trezire, judecata înseamnă o trezire, discernământ. Își ascultă intuiția, își ascultă, observă semnele din jur. Valetul de cupe. Simt că au fost imaturi sau că sunt mai imaturi decât voi, dar totuși își doresc, simt nevoia de a comunica ce simt. Ce gândesc? Ce gândesc că au cam stat pe loc în această relație cu voi, o să și clarific, și că ar trebui să schimbe perspectiva. Poate fac fitness, interesant. Poate fac fitness și atunci au, eu știu ce revelații, ce idei trăsnite ar fi drăguț. Pentru că sportul uneori ne ajută să gândim din perspectiva endorfinelor, da? Parcă așa le zice, nu? Adică cei care fac sport după o sesiune de mișcare, deși aici este stagnare, dar așa simt. După o sesiune de mișcare, parcă vin cu altă energie, cu altă perspectivă. Măi, am reușit să stau în cap, înseamnă că pot să transform relația, ceva de genul ăsta. Hai să mai vedem ce alte mesaje vin. Ce simt, ce gândesc. Probabil că toți sunt legați de niște obligații. Da. Intenționează să investească în voi. Dar iar, mai durează. Mai durează. Dar intenția este să investească în această relație. Pentru că 7 e relație de lungă durată. Vor să investească. Cum acționează? 4 de cupe. O să clarific. 4 de cupe este selectiv din punct de vedere emoțional. Probabil că nu vrea să se concentreze pe emoțiile față de voi uneori. Dar alteori aș spune că 4 de cupe. Nu știu de ce simt acum o persoană moody. Știți ce înseamnă moody? Schimbătoare din punct de vedere emoțional. Acum ar vrea să comunice, dar de fapt în acțiune arată foarte supărat, busuflat. Parcă zice îngerul, hai uite, ia pupa, spune că ți-e dor, că ești trist, tristă fără ea. Da, uite, acum mă duc, da, și pe urmă mai stau un pic, că încă nu mi-am pus finanțele la punct, încă n-am pregătit tot ce trebuie ca să ne întâlnim. 4 de cupe, cum acționează? Interesant e că din punct de vedere emoțional, sufletul este la voi și nu mai primește alte oferte emoționale. Asta e partea bună a lui 4 de cupe. Poate că se mai întâlnește cu alte persoane, dar emoțional n-a mai pătruns nimeni în sufletul lor așa cum ați pătruns voi. Ce susține? 3 de bâte. Această relație, dacă e de la distanță, susține, călătoria susține, da? Dar acțiunea, nu stagnarea. Că deocamdată aici este. Încearcă să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă, cum să investească și au timp, încearcă să fie precauți, sunt foarte precauți. Foarte precauți. Probabil personaje cu planete în rac. Adică cu carapace, cu... Poate în alte domenii sunt activi, poate în alte domenii sunt efervescenți. Sunt spectaculoși cu magicieni. Fac spectacol, transformă lucrurile, dar în relație cu voi sunt foarte precauți. Probabil, repet, se simt imaturi în fața voastră sau există ceva legat de o imaturitate emoțională. Și de niște scuze, separarea aceea turnul care a fost între voi ar fi trebuit explicat. În fine. Oricum, ce susține relația 3 de bâte? Speranța
Și nu doar speranța, planurile de călătorie și călătoria în sine, da? Manifestarea. Ce blochează? Cavalerul de bâte. Extravaganța, aventura, de colo-colo, hai să ne jucăm, hai să ne plimbăm și cu aia și cu aia. Dar, repet, dacă se mai duce în stânga, în dreapta, se duce fizic, emoțional, nu mai primește pe nimeni în suflet acest personaj, ca să știți. Dar are un fel de a fi aventuros. Și ce reușește să facă? 7 de cupe. Deocamdată cred că se ocupă de opțiunile pe care le mai are, dar, repet, și visează la voi, se ocupă fizic de opțiuni, dar voi sunteți singura persoană care locuiți în sufletul lor. Deja emoții chiar în suflet, totuși, da? La capătul setului de cărți, simt singur fără voi. Soare este. Voi probabil că sunteți independenți, poate că și ei sunt independenți, 9 de monede. Dar fără voi se simt singuri. Pentru că voi le-ați luminat, voi le arătați interesant, aici este soarele, voi le arătați calea în relație. Voi le arătați calea în relație, dar hai să vedem ce ar mai fi, să clarificăm numărul 2. Nu mă îndoiesc, amestecam cărțile. Ce gândește? Gândește că am zis 3 de bâte și cu spânzuratul. Acest personaj, sigur nu-i prost, nu-i proastă, pentru că apare și judecata care ține de renaștere, da? De ascultarea intuiției, de ascultarea îngerilor, de a observa semnele. Și încă 2 cărți care vorbesc despre credință. Acest personaj știe că trebuie să se roage și că trebuie să aibă credință, trebuie să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă și decât să stea legat în acest aventurism sau, eu știu, un fel de... Am zis, e efervescent, e pasional sau pasională, dar în alte domenii. Și nu neapărat că se duce cu alte persoane, ci că își ocupă timp cu alte lucruri. Să zic, are de făcut niște cursuri, are casă, are job, are casă în sensul că are, eu știu ce, să-și facă, decoreze casa, are un alt job, are 2 joburi, are diferite preocupări. Vrea să citească și o carte, vrea să ducă și la fitness, vrea să meargă și la film, vrea să facă multe, da? Nu înseamnă că 7 de cupe musai se duce cu multe persoane, dar are multe interese care îi distrag ca și energie de la investiția, o să zic, de la acționa înspre voi. Hai să vedem. Ce simte? Oh, ce apare? Iar apare familia sau banii, nevoia de a face bani. Am zis, stai să mai stau un pic să mai fac niște bani, că nu pot să mă duc așa, vreau să impresionez. Eventual cu magicianul, cu cavalerul de bâte, vreau să impresionez, dacă tot a fost separare între noi, aș vrea să fie altfel. Da? Sau poate sunt responsabilități față de familie. E o chestiune care ține de bani, de familie, care influențează povestea dintre voi. Ia uite, și conflicte. Și conflicte, concurență, jocuri. Deocamdată-i tăcere între voi. Nu vorbiți. Nu vorbiți. Poate că arată supărat și față de voi, nu doar față de alții. Iar variază de la om la om. Hai să vedem. Să clarificăm. Asta vrea să apară. Iar apare. Are mitul. Nu știam. Ia uite, valetul de cupe a fost clarificat de îndrăgostiți. Sunt îndrăgostiți. Știu, sufletul lor știe că trebuie să aleagă între celelalte lucruri și relația dintre voi. Sunt îndrăgostiți, da? Și a trebuit să spună acest lucru. Valetul de cupe spune. Poate că cel mai ușor pentru unii să exprime acest valet de cupe este printr-o muzică, printr-un cântecel, printr-o poezie, prin ceva artistic delicat. Vai, ia uitați aici la clarificări. Ce gândește?
Interesant cum vine mesajul. Ar sta și în cap ca să aibă parte de această fericire, că sunteți idealul lor. Totuși sunteți idealul lor, am zis, nu mai primește pe nimeni în sufletul lor. Voi sunteți acolo. Sunteți idealul lor. Pentru unii, posibil, că am văzut și 10 de monede, dar nu pentru toată lumea, dar pentru unii e posibil să fie o familie care îi ține pe loc. Dar rămân totuși la primul mesaj. Trebuie să vadă lucrurile dintr-o nouă perspectivă a speranței. 3 de bâte și 10 de cupe, ambele înseamnă speranță. Un soi de idealism. Necesar în momentele de blocaje ca să îți dea avânt, să acționezi. Ce intenție are? Ia uite. Să depășească acest, nu știu dacă e sentiment, bine zis, această atitudine precaută, să depășească și să comunice. Știe ce are de făcut acest personaj. Știe ce are de făcut. 8 de bâte, iar și cu 3 de bâte distanță între voi. Știe că trebuie să comunice, știe că trebuie să călătorească, știe că trebuie să exprime, dar până acum a fost amânată. 7 de monede. Și spânzurat, această călătorie, acesta e exprimare. Extraordinar. Vedeți cum, cum acționează 4 de cupe și 7 de bâte de monede. Cum revine? De-aia îmi place să folosesc două seturi de cărți. Iar, în continuare, precauți. Nu, că mai stau un pic, că poate mai trebuie să mai muncesc, să mai fac niște monede. Nu mă duc așa oricum cu grădina. Frumos ar fi să lucreze în grădina interioară. Știți cum? Ce frumos ar fi, dragii mei. Și voi o să zici, da, măi, Ela, da. Ar fi frumos să lucreze în grădina interioară, dar deocamdată, eu știu, se ocupă de bani, probabil. 10 de monede, 7 de monede. Ce susține, ia uite, magicianul, manifestarea, apare de două ori, renașterea și magicianul, să lase grijile, aici renașterea din griji, așa aș spune, să renască din griji. Din griji. Grijile astea sunt ca niște viermi care macină capacitatea omului de a manifesta corect. Și magicianul, aici este. În acest context este manifestare, acțiune. Probabil că încă nu simte că are toate resursele, dar eu cred că le are, doar că nu se simte el sigur, el sau ea sigură pe ei. Da, pe ei. Nu se, n-are siguranță că are toate resursele. Dar ar trebui să manifeste această călătorie înspre voi. Îi lipsește, să zic, credință. La credință trebuie să mai lucreze un pic. Ce stă în calea? Ia uite. Aventurierismul sau, eu știu, poate o aventură, poate stilul lor aventurier care va crea și vouă decepții și își creează și singur decepții. Eventual, poate au fost răniți de cineva și au încercat să fugă prin diferite activități de această durere. Și această fugă de durere, de un soi de întâlnire cu realitatea lor sufletească. Acestea două stau în calea relației dintre voi. Poate că cineva i-a trădat, interesant, cineva probabil că i-a trădat foarte mult și încă nu s-au vindecat. În ce sens? Sunt extrem de precauți. Sunt extrem de precauți. Până la urmă, ce fac? Ia uite. Visează. Steaua și 7 de cupe. Visează. Poate că, iar, lucrează la vindecarea aceasta despre care am vorbit. Dintre toate opțiunile pe care le au, probabil că se concentrează pe vindecarea lor. Da, știu că trebuie să lucreze la credință, la vindecare. Poate unii lucrează în public și au multe opțiuni, posibil, dar și astea distrag un pic atenția de la ce au de făcut aici în relație cu voi, posibil și asta. Dar steaua cum acționează? Da. Dintre opțiunile pe care le-au ales, eventual vindecarea, publicul, credința, după ce le rezolvă pe acestea, probabil că or să vină înspre voi.
care m-am de văzut la capătul, iar extraordinar, 9 de spade, 9 de spade, da, ce vorbim? Da, griji, griji, își fac griji. Ar vrea să se lupte pentru relația, pentru reconstrucția, interesant, 3 de monede după tur, reconstrucția relației dintre voi, dar deocamdată sunt atât de multe griji, încă vă simt, telepatic vă simt. Și nu doar, ia uite, regele și regina de, cupe. Regele și regina de cupe. Știu că e o conexiune foarte profundă între voi, dar sunt niște chestiuni care țin de muncă, de încredere, de bani, de cum să construiască. Cum? Că am văzut 3 de monede și apare de 27 de monede. Cum? Cam asta ar fi etalarea pentru cei cu numărul 3. Nu, 2, pardon, scuzați-mă. Cei cu numărul 2. Hai să vedem. Scuzați-mi gălăgia, va trebui să ignorăm că nu putem să întrerupem acum etalarea doar pentru că oamenii lucrează în casă. Asta e, își fac casa și noi trebuie să facem ordine și frumos în casa noastră interioară, da? Numărul 3. Cei care ați ales numărul 3, în timp ce am amestecat, a apărut astfel de cupe. E o nouă dragoste sau o nouă etapă în iubirea dintre voi. La capătul setului de cărți apare artistul. Poate că unul dintre voi face o formă de artă și o face ca să fugă de o suferință, interesant, și ca să-și descopere independența, interesant, și să se echilibreze. Mm-hmm. Și financiar și pe mai multe, aspecte. Dar ce ar mai fi? Ar mai fi de spus că artistul înseamnă, este un motiv de inspirație pentru cei care vor să îl privească, așa, pentru că artistul poate să manifeste ceea ce își dorește, ceea ce vede, ceea ce simte. Și atunci, dacă voi simțiți acest as de cupe, ei simt acest as de cupe, poate că trebuie să învețe să manifeste. Hai să amestecăm cărțile. Ce era 7 de spade și 10 de spade. Da, cineva fuge. Unul dintre voi fuge de suferință. Nu doar prin artă. Poate și prin alte lucruri. Poate exact cel care e artist sau știe să manifeste, știe să creeze, să-și creeze viața, trebuie să-i arate celuilalt cum să transforme suferința în, nu știu, în ceva frumos, în dragoste. Să zicem. Hai să vedem despre acest personaj. Câteva date despre acest personaj la care v-ați gândit. Uf, interesant m-a venit. 4 de bâte. Opa, wow! Steaua și temperanța. 4 de bâte. Acest personaj simte multă, multă bucurie. Simte că-i vindecați, e alinați, e echilibrați și nu e că e echilibrați, că-i temperați, că-i reduceți. Le dați și stabilitate. Interesant. Marcaj în foc, berbec, leu, săgetător și în vărsător. La capătul setului de cărți și ăsta, 6 de cupe. Și asul de bâte, o atracție. Mamă, o atracție care echilibrează, le echilibrează viața. După ce au blocat, după ce vor bloca sau după ce au blocat niște situații karmice. Sau un personaj foarte încăpățânat din viața lor sau o atitudine foarte limitată, aș spune, cu 4 de monede. În momentul în care aleg să manifeste echilibru, justiție în viața lor, apare acest as de bâte și 6 de cupe. Adică această atracție pentru voi, v-ați întâlnit voi, unul cu celălalt, și au simțit magnetism puternic între voi doi, dar nu doar atât. Și o conexiune emoțională foarte puternică. Foarte puternică. Simt că aveți rădăcini într-o altă dimensiune. Repet, o să vă rog frumos să faceți abstracție de zgomot. Noi mergem în continuare cu etalarea. Nu pot să o întrerup, că nu știu când termină ei. Până la urmă nu sunt nici deasupra, nici sub, un pic mai jos. Hai să vedem. Numărul 3. O dată, de două ori, de trei ori. Ce simte, ce gândește și intenționează, ce la.
Ce simt? Wow, marele preot. Ce arcană puternică. Simt că le schimbați viața, că aduceți o doză de... îi faceți serios, îi faceți să se gândească la lucruri serioase, la lucruri spirituale, nu știu cât de tradiționale, dar la lucruri înalte. Cinci totuși înseamnă schimbare. Le aduceți, poate, această vibrație înaltă în viața lor, vine ca o schimbare. Ce simt... Mai vedem și la clarificare. Ce gândesc? Patru de spade. Deocamdată știu că trebuie să se vindece de niște dezamăgiri. Am zis chiar de la început. Încearcă să fie în echilibru mental, să analizeze. E bine că au apărut spade la gânduri. E bine, e bine asta. Ce intenționează? Asul de monede, interesant. Să, nu știu, să se manifeste, să manifeste ceva serios. Serios cu marele preot și cu asul de monede. Nu știu cât de căsătorie. Dar să manifeste un contract, o legătură, un proiect, ceva serios, stabil. Măi, e serioasă treaba. Cum acționează? Deocamdată sunt dezamăgiți. Dar o să vedem. Și la clarificări, cum aceste cărți se vede la patru de spade, sunt dezamăgiți din trecut. Nu știu dacă din relație cu voi, poate din alte relații. Poate nu comunică suficient de coerent, dar intențiile lor par serioase. Nu? Intenție, asul de monede. Să vă ofere ceva și voi să primiți. Vedeți că sunt două mâini. Și voi să primiți. Își doresc să ofere și voi să primiți. Dar cum acționează? Ce simt? Da, sentiment de că se simt în siguranță, că se simt acasă, că se simt acasă în familia lor sufletească. Șase de cupe. Familia spirituală, nu aceea karmică în care ne naștem major. Da, toți ne naștem, dar în familia karmică. Ce susține relația? 8 de monede. Dacă acest personaj muncește, nu e vorba musai de bani, cât să muncească, să se implice în relație, această relație se va manifesta. Da? Pentru că intenția lor este să ofere. Poate că își fac griji, interesant, 3 de spade, o chestiune de comunicare, își fac griji cum să... blocheze, că am văzut, interesant, da? Am văzut aici. Justiția înseamnă separare de cineva, da? Și cu 2 de spade. De o relație din trecut. Da? Aici este intenția. Sau mai bine zis, acțiunea. Poate nu o vedeți, poate voi o simțiți dacă sunteți telepatici și empatici. Acest personaj e în momentul în care trebuie să blocheze pe cineva ca să manifeste asul de spade cu voi. Justiția, da? Asul de spade. Dreptatea, noul, adevărul, victoria urmează, dar încă n-au... E în lucru, ce să spun mai mult, e în lucru, dar vedem și la clarificări. Ce blochează? E extraordinar justiția, niște chestiuni care țin de justiție, de dreptate, poate o căsătorie, poate un contract la locul de muncă. Poate nedreptatea cuiva, poate nedreptatea lor, nu știu, karmă, justiția, asta blochează. Poate cineva cu marcaj în zodia balanțe, da, care le-a produs durere și acum asta blochează. Da. Faptul că nu s-au echilibrat încă. De-aia apare și 4 de spade în poziția gândurilor. Știu că trebuie să se vindece de 3 de spade și să ia asul, am zis despre care am vorbit, asul de aici din justiție. Dar deocamdată justiția e în poziția blocajului. Nu sunt, aici nu sunt încă, nu știu să comunice corect. Încă nu s-au vindecat, încă nu s-au echilibrat. Ce fac până la urmă? 9 de monede. O să vedem ce înseamnă. Dacă sunt ei, dacă sunteți voi 9 de monede. Am întins cu cărțile până în spate. 9 de monede este interesant. 8 și cu 1, 9. Deci trebuie să devină independent. Probabil că depind financiar de cineva sau contractual, dar tot aia e, da? Probabil că depind. Poate că
Da, într-un fel sau altul. Nu neapărat că sunt căsătoriți, poate stau cu cineva de mai mult timp și depind financiar. Nu știu de cine. Nu știu de cine. Poate știți voi. 1 și cu 8, 9, independență. Asta fac. Încearcă să-și lucreze independența, să fie pe picioarele lor, ca la un moment dat să vă poată oferi din acest 9, din acest surplus, o monedă și apoi în continuare să muncească, da? 9 și cu 1, eventual 10. Să creați 10 de monede și marele preot, o relație stabilă sau un proiect. Un proiect de succes, la capătul setului de cărți. Trei de bute. Călătorii, interesant, regele de monede. Probabil că totuși unii au niște responsabilități financiare sau poate îi influențează un tată sau poate influențează nevoia de a face bani. Sunt chestiuni care țin de bani, poate moșteniri, nu știu. Atracție fizică este foarte mare între voi. Se simt, aș spune, da, ca niște copii în preajma voastră, le dați avânt să se vindece, să se echilibreze, voi le dați stabilitate, dar am zis, e altfel de stabilitate, nu aceea karmică, nu aceea saturniană, e o altfel de, e o stabilitate în voi bună, în creștere spirituală, creștere spirituală împreună. Da. Și sunt niște călătorii de făcut. Probabil că e o distanță. Și aici este durerea. Dacă ei trebuie să se ducă către acel contract sau acel personaj de care depind din punct de vedere financiar, probabil că aici este o problemă, da? Călătorii ca să devină regele de monede, eventual, să devină stabil financiar, profesional, să fie niște oameni respectați pe care vă puteți baza. Interesant, interesant. Avem balanță, avem taur, avem fecioară, capricorn, balanță, gemeni, vărsător. Și aici avem săgetător, berbec, leu. Cam asta e. Vedem și la clarificări. Hai să vedem la clarificări. Curățăm cărțile. Ce simt despre voi? Simt că ați venit să le ghidați viața, să le arătați adevărul, să le arătați, da, adevărul, pentru că aici e blocaj la justiție. Și voi le arătați cum să-și schimbe viața. Da, e cinci înseamnă schimbare, da? Simt mult respect față de voi, simt că aveți autoritate în fața lor, într-o formă sau alta, asta simt față de voi. Interesant, că trebuie să lase măștile jos. Văd aici două măști. Probabil că relațiile vechi în care au stat erau relații false, karmice. În fața voastră nu pot să aibă măști. Nu pot. Ce apare? Ia uite, doi de spade. Iar vorbim de niște alegeri importante, detașare, drumuri, detașare mentală de un trecut, tulbure, drumuri, șase de spade. Pentru patru de bâte cu voi. Voi sunteți aici, acasă. Voi sunteți acasă pentru ei. Dar e un acasă frumos, e cămin. Nu e doar o legătură. Hai să vedem ce simt, ce gândesc, ce intenționează. Clarificări, da? Ce simt? Spânzuratul. Le arătați interesant ce simt. Simt că le arătați lumina. Dacă ei până acum au fost legați în contracte, au stat pe loc din multe puncte de vedere, le arătați lumina, voi le arătați lumina, voi îi ghidați. Poate că visează la voi. Interesant. O nouă perspectivă. Ce gândesc? Regina de spade, că sunteți super inteligenți, inteligente și discutând cu voi, îi ajutați să găsească soluții, că le arătați o nouă perspectivă, voi ghidați. Voi vindecați Regina de Spade în multe feluri, poate să fie un vindecător prin cuvântul său.
Ce intenționează, interesant, intenționează să fie stabil, măi, împăratul și marele preot. Pentru că voi sunteți persoane foarte importante în viața lor. Foarte importante. Ce intenționează? Să fie stabili. Să devină autonomi, apropo de independență. Renunță la acea justiție injustă, să zic, da? La un contract nedrept sau la o karmă, la ceva care e dezechilibrat. Aici e blocajul. Trebuie să descopere eventual echilibru în ei. Să-și descopere, interesant, echilibru și voi le arătați calea. Și intenționează tocmai pentru că le dați stabilitate, voi le dați stabilitate, măi, vedeți? Voi le dați stabilitate să devină și ei stabil pentru voi. Asul de monede și împăratul, wow! Intenționează, da? Să facă bani, să... Așa, ce, cum acționează? Ei, drăguț, îmi place când venim cu clarificări. Vor să schimbe, să iasă din această depresie, din această dezamăgire, din această suferință. Știu că trebuie să iasă. 10, pardon. 5 e schimbare și 10 este și acțiune, nu doar schimbare interioară. Mi-e interesant, e o călătorie. Acum văd în roata norocului o roată. Da, aha. Vor să arate... Prin eliberarea de decepțiile trecutului, vor să arate cât de importanță. E o întâlnire karmică, predestinată. Nu karmică. Să fiu atentă ce cuvânt spun. Predestinată. În care le schimbați viața. Și vor să arate acest lucru interesant. Vor să arate. Ce susține? Transformarea mentală, da? 8. Ieșirea din blocajele astea mentale, din 4, din 3, din griji, din prea multe griji și implicarea practică, munca, relație, poate chiar și, eu știu, poate unii chiar trebuie să facă bani, așa arată ei respectul și aprecierea față de voi, dar în primul rând este munca fizică. Și 8 de monede înseamnă multe. Gândiți-vă voi, cum ați vrea să acționeze persoana cu care sunteți, da? Nu să stea să se gândească, să nu găsească soluții. Dar, repet, voi îi ajuta să iasă din această stagnare, din această înfășurare mentală, emoțională, depresie, măi, sunt supărați. Dar, repet, hai la treabă, gata, nu ne mai gândim, hai să muncim, hai să facem, hai să... Manifestăm asul ăsta de monede. Acum din hârtie, mâine din aur, eu știu, transformarea plumbului în aur, nu? Transformare, 8-8. În primul și în primul rând mental. Și voi îi ajutați foarte mult. Le dați putere, le dați încredere. Clarificăm justiția. Probabil sunt niște chestiuni iar care țin de bani. Da? Poate că au un copil, poate că au obligații față de cineva cu care au un copil sau pur și simplu. Felul în care au făcut bani nu a fost tocmai corect și a stat în calea relației dintre voi. Sunt multe variante. Justiția și valetul de monede. Iar un contract prin care fac bani. Ieșirea din contractul respectiv și manifestarea independenței, repet. Dar știu ce au, și ei știu ce au de făcut în principiu. Și știu de când v-ați întâlnit, de când nu știu cât ați vorbit, dar cât ați vorbit, le-ați arătat lumina și ați ajutat să-și transforme mintea, să fluturi aici. Până la urmă ce reușesc să facă? Ha. 7 de spade. Aici e problemuța, au tendința să fugă. Dacă voi sunteți persoane independente, probabil că vor să fugă înspre voi din relația contractuală. Un mesaj. Un mesaj pentru că aici energie masculină, energie feminină. Da? Interesant.
Iar și aici griji, nouă de spade, transformare, lupte interioare. Interesant. Interesant. Cum... Iar chestiuni care țin de dorința de a manifesta acest ideal, acest nou, foarte frumos, dar e o relație, e o, un contract, poate o balanță, nu țin musai care stă în cale. Și aici sunt niște lupte interioare, dar vreau să clarific șapte de spade, clarificăm șapte de spade încă o dată. Au niște blocaje despre care voi nu știți, poate doar intuiți că au blocaje, trebuie să aleagă. Trebuie să aleagă între voi și alte situații grele. Probabil că la distanță, care trebuie transformate. Ideea este că, în secret, fără voi, se simt singuri. Se simt abandonați. Poate unii au probleme financiare. Poate, dar știți cum astea variază de la om la om. Problemele financiare ale unora pot să fie stabilitate pentru alții, știi? Pentru că unii se mulțumesc cu mai puțin, alții cu mai mult. Interesant, cu la voi a apărut gălăgia asta. Sigur sunt bruiaje. Sigur sunt bruiaje. Cineva intervine, dar îi afectează. Dar, repet, voi totuși, chiar dacă intervine cineva, voi le veți arăta calea într-o formă sau alta. Aș vrea să înțeleg aici ce este, ce vor face. Dacă sunteți... Wow! Împăratul și împărăteasa. Dacă voi sunteți singure, nu vor să vă spună. Nu vor să vă spună. Dar își doresc imens să fie împreună cu voi, să fiți împăratul și împărăteasa. Deci cum acționează? Nu vă vor spune. Cât de dor le-a fost, le este în general de voi și vor să fie interesant. Împărați pentru împărăteasa lor. Vă văd, am zis, marele preot, măi. Ce simt? Marele preot. Simt că le-ați schimbat viața. Probabil regretă. Unii dintre ei regretă, vor să manifeste clar abundență financiară pentru voi și dacă au fost vreodată incorecți cu voi, poate și cu alții, regretă foarte mult acest lucru. Pentru că își dau seama că sunt în fața unei persoane cu altă vibrație. Marele preot, măi, marele preot, asta simt pentru voi, marele preot. Simt, intuiesc. Nu contează câtă cultură au. Intuiesc că este un contract spiritual, nu karmic. Nu karmic. Justiția înseamnă contract karmic. Aici este un contract spiritual între voi. Ați venit să-i dezlegați și să le arătați, da? Cu sabia asta, prin acest cuvânt. Și să le arătați cum să manifeste asul de monede, cum să manifeste varianta lor masculină, divină, pentru că voi sunteți, ei așa vă văd. Și poate că așa și sunteți, cred că sunteți. Varianta divină feminină. Deja, varianta divină feminină este ghid spiritual. Cu regina de spade, cum așa. Probabil această regină de spade poate să sugereze faptul că se gândesc la un divorț. Posibil și asta. Pentru că aici e un blocaj. În casa a opta, căsnicie pentru ei. A șaptea și a opta. Da. Oh. Wow! Cum acționează. Interesant. Băi, deocamdată cam atât. Hai să vezi totuși 8 de spade. Ia mai dăm și 8 de spade. O carte clarificăm 8 de spade. Dar am zis, am explicat destul de bine. Decât să... extraordinar, vindecare, măi. Vindecare, steaua apare de două ori. Speranță, credință. Voi le arătați calea, măi. Voi le arătați calea. Ce susține? Asta susține. Întâlnirea dintre voi îi susține.
Și pe ei, în general, și relația, ceea ce spuneți, ceea ce oferiți emoțional, necondiționat, iar îi ajută să se transforme din acest fel de a gândi și să acționeze practic. Practic. Dar, repet, e posibil să fie și un divorț în discuție sau, dacă nu e divorț, poate un contract la locul de muncă, undeva la distanță, poate distanță, iar clar, distanță. Dar asta stă în calea. Cineva a plecat să facă bani sau are de făcut bani printr-un contract și stă în calea relației dintre voi. Să nu uitați și posibilitatea unei femei cu un copil care stă în calea relației dintre voi, posibil și asta. Ia uite, justiția, am deschis la justiția, mai e posibil? În timp ce vorbește și Marea Preoteasă, niște chestiuni pe care voi încă nu le știți. S-a oprit la soarele. Da, sunteți, asta e. Sunteți soarele, sunteți steaua, sunteți ghidul lor spiritual. Dar trebuie să decidă. Ce? Ia uite, iar decideri, iar alegeri. Sunt îndrăgostiți. Ia uite, 10 de cupe. Unde am deschis în fața voastră, da? Sunt. Sunt euforici în fața voastră, dar sunt alte chestiuni, în alte planuri. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau.